Bună ziua, stimați reprezentanți ai mass media, stimați prieteni, toți cei care urmăriți acest briefing. Ideea acestui briefing vine din faptul că am constatat categoric în ultimele zile că dialogul cu regimul de la Tiraspol privind răpirea cetățenilor moldoveni ai Republicii Moldova este o temă tabu. Aceasta a demonstrat-o și ședința recentă a Comisiei Unificate de Control, care, iată că a insistat, după unele informații, a insistat să pună această temă în discuție. Vă reamintesc că în ultimul timp am avut cu dumneavoastră mai multe discuții la temă. Subiectul este unul de rezonanță foarte mare, este unul dureros și ține de un joc. O să încerc să descifrez mai departe ce înseamnă asta, de un joc dintre forțele criminale, nu mă tem să spun acest lucru, de Republica Moldova și acelor din Transnistria. Este o atitudine tipică a celor din Transnistria care pe parcursul anilor își demonstrează lipsa de bună credință în procesul de reglementare a conflictului pe care îl mențin artificial ei înșiși. Mai mult decât atât, interesele lor economice au fost incluse, atenție, interesele economice ale unor structuri transnistrene au fost incluse în bugetul de stat votat în lectura nocturnă de tristă amintire care a încheiat sesiunea parlamentară curentă. Banii derivați din aceste scheme vor merge inclusiv pentru finanțarea campaniei electorale a unor partide și pentru stimularea turismului electoral al cetățenilor transnistreni, aduși prin mite sau amenințări să voteze la fiecare scrutin. În plus, persoane din anturajul lui Vadim Krasnoselski se plimbă liber pe teritoriul Republicii Moldova, folosesc intrările și ieșirile VIP de la aeroportul internațional, își folosesc mașinile din așa zisă pază prezidențială, în ghilimele, a regimului de la Tiraspol, ca și cum ar fi scutiți de orice responsabilitate și le-ar garanta statutul de mici regi. Toate acestea au încetat de mult să ne mai surprindă, dar continuă să ne întristeze. Ceea ce ne-a mirat a fost, în schimb, pe parcursul ultimilor ani, lipsa de reacție a autorităților, inclusiv a structurilor de forță, în care știam că avem cât de cât niște profesioniști. Am primit recent un răspuns la interpelările mele repetate către Serviciul Informaș și Securitate. Textul acestui răspuns este extrem de trist și realist, trebuie să recunosc. Arată de ce nu s-au luat măsuri toți acești ani și cât de profunde sunt, de fapt, riscurile. În plus, demonstrează lipsa de receptivitate și de interes a mai multor structuri din Republica Moldova prinse în mrejele colaborării dintre două regimuri criminale, cel de la Chișinău și cel de la Tiraspol, care, cum se obișnuiește între reprezentanții lumii interlope, ajung să-și negocieze interesele și să-și împartă sferele de influență, neglijând intrările, de iarăși în ghilimele, ocazionale în forță ale unuia pe teritoriul controlat de celălalt. Consider că scrisoarea de răspuns din partea Serviciului Informaș și Securitate poate aduce în conștiința tuturor o serie de realități, dar și generează unele dileme. Discuția despre aceste probleme rămâne totuși extrem de relevantă pentru societatea noastră, în care temele dificile nici nu sunt discutate rațional, ci folosite de diferite partide și grupuri de interese pentru a diviza societatea. Oficialii Serviciului Informaș și Securitate au pornit de la constatarea corectă că acțiunile regimului separatist de la Tiraspol se încadrează la capitolul încălcarea drepturilor omului și în mai multe infracțiuni prevăzute de codul penal, cum ar fi răpirea unei persoane, privațiunea ilegală de libertate, violarea dreptului la libertatea întrunirilor, reținerea sau arestarea ilegală,
Organizarea sau conducerea unei formațiuni paramilitare neprevăzute de legislația Republicii Moldova, precum și participarea la o astfel de formațiune. Instituția recunoaște că aceste acțiuni sunt o gravă, atenție, sunt o gravă amenințare la adresa securității naționale cu impact destructiv asupra realizării drepturilor și libertăților fundamentale ale omului în raport cu cetățenii Republicii Moldova. Am încheiat citatul. Și afirmă că ar fi sesizat permanent, inclusiv pe parcursul anilor 2019-2020, organele procuratorii asupra abuzurilor realizate de către exponenții regimului de la Tiraspol. Ori, începând cu 2005, atunci când Serviciul Informaș și Securitate a fost lipsit de atribuțiile în domeniul urmăririi penale, și începând cu 2012, după adoptarea legii privind activitatea specială de investigație și a modificărilor la codul de procedură penală, a rezultat că SIS a fost lipsit de posibilitatea de a investiga extrem de multe ilegalități, cu excepția cazului în care acest lucru ar fi solicitat de Procuratura Generală, în momentul în care anume Procuratura ar decide pornirea urmăririi penale și oportunitatea unor măsuri de investigație operativă. Ori, în acest caz, investigațiile ar deveni posibile doar după comiterea infracțiunii, iar prevenția ei și cu ei cu ajutorul măsurilor operative ar fi imposibilă. Pe de o parte, mulți dintre noi ne amintim de experiența tristă a poliției politice din perioada sovietică, care încălca fățiși drepturile omului prin interceptări, urmăriri, denunțări, intimidări. Atunci când Serviciul Informaș și Securitate i-au fost retrase posibilitățile de a instala autonom camere de supraveghere, de a urmări persoane, de a intercepta telefoane, de a porni acțiuni penale, s-a urmărit anume blocarea posibilității ca SIS, ca această instituție, să se transforme într-o instituție care să încalce drepturile omului în același mod în care o fac acum structurile de forță din Transnistria sau în care o făceau reprezentanții puterii sovietice. Însă vedem că această interdicție a condus la altă situație, cea în care Serviciul Informaș și Securitate nu poate porni măsuri operative cu de la sine putere chiar și atunci când constată ilegalități, dar nu a primit undă verde din partea Procuraturii. Pe de altă parte, ne amintim cu toții de intimidările și interceptările practicate cu voie de la Procuratură în timpul regimului Plahotniuc. Avem nevoie de o discuție publică, stimați prieteni, în care aceste probleme să fie clarificate. De poziții clare atât din partea societății civile, cât și din partea reprezentanților structurilor de forță, pentru a decide ce ar trebui inclus într-o lege care să reglementeze în mod adecvat activitatea Serviciului Informaș și Securitate și să-l transforme într-un autentic apărător al securității statului Republica Moldova. Astfel, reprezentanții serviciului au calificat deschis activitatea structurilor de la Tiraspol drept infracțiuni contra ordinii constituționale și activități extremiste orientate la subminarea integrității teritoriale și violarea drepturilor omului. Ni s-a comunicat de asemenea că există câteva proiecte legislative care ar permite demararea unor măsuri investigative sub mandat de securitate, nu sub mandat de urmărire penală, dar adoptarea acestora a fost blocată de Parlamentul Republicii Moldova. Pe de altă parte, mandatul de securitate poate fi implementat în Republica Moldova, în această instituție, după o reformă profundă, când instituția va deveni cu adevărat garant al legii. Sunt o serie de probleme de securitate pe care instituția le ignoră. Novodnestrovsk, furtul miliardului, proprietățile Republicii Moldova în Ucraina, securitatea energetică, contrabanda, spălarea banilor, coruperea deputaților și, în ultimul rând, problema transnistriană. Solicitările repetate ale Serviciului Informaș și Securitate de a declara organizația paramilitară denumită Ministerul Securității de Stat al Transnistriei drept organizație extremistă, ceea ce ar fi permis interzicerea activității acestei structuri pe teritoriul Republicii Moldova, au rămas fără răspuns din partea Procuraturii Generale, care nu a permis instituției să efectueze orice alte operațiuni în afară de simpla culegere de informații.
Serviciul Informaș și Securitate menționează că pe parcursul anilor 2020 are asesizat Procuratura Generală cu privire la 10 cazuri de privațiune ilegală de libertate a cetățenilor Republicii Moldova de către structurile separatiste din Transnistria, solicitând pornirea urmăririi penale, dar niciuna dintre aceste cereri nu s-a soldat cu finalitate juridică din partea organelor procuratorii. Asistăm oare la jocul tipic pentru Republica Moldova al aruncării responsabilităților peste gard, în curtea vecinului, sau este într-adevăr un caz îngrijorător de sabotare a acțiunilor unei instituții de către alta? Acum, strict în ceea ce ține de cazul cetățenilor răpiți și de așa numitul MGB Transnistria. Conform datelor prezentate de Serviciul Informaș și Securitate, ar fi vorba de o acțiune de răzbunare a structurilor ilegale din Transnistria pentru reținerea de către autoritățile constituționale a unui fost milițian din Kamenka, care a fost implicat în 2015 în răpirea mai multor cetățeni ai Republicii Moldova de către autoritățile transnistrene. La moment, în arestul ilegal al structurilor din Transnistria s-ar afla doi cetățeni ai Republicii Moldova. Regimul de la Tiraspol, mizând pe un eventual schimb al lor pentru persoana reținută de autoritățile din Chișinău. Serviciul Informaș și Securitate afirmă că ar fi identificat 5 persoane care au fost implicate în sechestrările cetățenilor Republicii Moldova și că ar fi solicitat de la Procuratura Generală pornirea urmăririi penale pe numele acestora. La moment, Procuratura Generală nu ar fi răspuns nimic. Ceea ce este și mai îngrijorător decât aceste inacțiuni sau blocări ale inițiativei este faptul că amenințarea unor răpiri continuă să planeze asupra mai multor angajați ai structurilor de forță ale regimului de la Chișinău. Există nume concrete, există bănuieli rezonabile că structurile de la Tiraspol pregătesc ceva, dar nu se face nimic. Astfel, după evaluarea Serviciului Informaș și Securitate, în situație vulnerabilă de a fi sechestrați în orice moment de către așa numitele structuri paramilitare ilegale de la Tiraspol, se află toți angajații instituțiilor de stat și de drept constituționale ce activează sau domiciliază pe teritoriul transnistrean. Aceste persoane sunt permanent supuse pericolilor la viață și sănătate, riscului de a fi sechestrați și maltratați, precum și impuși să colaboreze cu MGB-ul. Acestui risc se supun oricând cei 75 de angajați ai structurilor de forță subordonate Chișinăului, care își au domiciliul permanent în localități controlate de regimul transnistrean. Oare așa are grijă statul Republica Moldova de cei care protejează ordinea legală? Oare sunt mai importante interesele economice secrete ale prietenilor de la Tiraspol? Pentru cei din actuala majoritate parlamentară, se pare că da. În același timp, 158 de cetățeni ai Republicii Moldova ce activează în diverse autorități publice naționale dețin și cetățenia Republicii Moldovenești Nistrene. 119 dintre aceștia activează în cadrul instituțiilor de drept sau de forță ale Republicii Moldova, iar 41 dintre ei au acces la informații considerate secret de stat. SIS afirmă că, în repetate rânduri, a atras atenția organelor de urmărire penală asupra acestor situații. Am considerat de datoria mea să aduc la cunoștința publicului la aceste informații. Este nevoie de o opinie publică clară, de insistență asupra supremației legii și de adoptarea unor regulamente clare ce să nu mai permită așa ceva. Atunci când organele de urmărire penală vor conștientiza că societatea are o opinie clară, poate acest lucru îi va motiva și pe procurori sau politicieni în cazul în care nu primești ei ceva din buzunarele umflate cu bani proveniți din schemele ilegale. Vă mulțumesc! Vă urez o zi reușită în continuare. Avem grijă de sănătate. Sănătate!